Igor Dodon azi e liber, ca și spânul, repet, de cauza că este o consilieră, un alt Serioja, tot ca женского рода, o oricare doamna Stela, la președință, la care Dodon azi merge ca să înțelegi ca la lucru. Și al mai cinic, îți dau dintr-un raport că e doar acolo oricum, o parte scriu la americani, alții scriu la europeni, am dire, să-i numim așa agenți de influență, știi, că la noi se vorbește doar în țară, doar despre agență ruși de influență, știi, mm-hmm. care unii vor distrugă vectorul european, alții se ocupă de stabilizări și mai departe. Deci, vreau să-ți dau, am făcut un screen de pe un raport de ăsta, adresat, iarăși, cu părere de rău, nu cetățenilor, că dacă ieșe acest om de la dânsă și adresat cetățenilor, și eu voi da citire acum, da? Asta, eu avem salut acest gest, că băi, ia că uite, ies cineva care spune lucrurile pe bune, nu-i de acord cu ce se întâmplă acolo și mai departe. Fii atent. Deci, nu pot să dau tăt, dar ați dau bucată pe care o să fie clar și ții și cetățenul absolut totul. Deci, Dodon cu Jean-Antoan deja se văd săptămânal și coordonează agenda lor. Doamna Stela îi spune ce să facă, ce hotelși are Maia Sandu și el le îndeplinește. Mai mult, chiar câteodată întreabă dacă asta poate să spună despre Maia Sandu, adică Dodon, dacă se poate spune ceva despre Maia Sandu, și ea nu se va supăra. Că nu vrea să o rănească tare. Dodon vede în Maia Sandu un nou plăhutniuc, care să-l protejeze, să-l ajute. Numai ce nu a înțeles Dodon, nu, ладно, aici nu trebuie, că eu asta chiar nu vreau să trec, adică eu chiar pe bune vreau finalul și scris acolo să întâmple. Dar pot să-i spun un lucru domnului Dodon, că, încă una, o dau de magie, că e important. El încearcă acum să vândă participarea lui în alegeri și la ruși, și la Maia Sandu, și la europeni. Și puteți îi convinge că el acționează în interesul lor. Deci, Stela și Antoan nu putem să o acuzăm în nimic, e consilier prezidențial pe combinații. Adică cum pe combinații? Nu există așa funcție, dar inclusiv e normal în toate țările de pe glob. Pământesc că nu un consilier prezidențial pe lângă economie, politica internă ori externă, mai discut cu politicienii din țară. Dar pentru Dodon, că vă spun secvența din emisiunea asta, care și vă spun eu dumneavoastră acum, o să devie virală la anul. Dodon iar crede că el, în ultima moment, trebuie să recunoaștem, că el doar pe Plahotniuc l-a chidănit în 2019, știi? Când el negocia cu Plahotniuc despre alegerile anticipate și în ultimul moment, raz, Dodon îl chidănește pe Plahă. Numai că Dodon asta a vrut să o vândă, uitați-vă, el e герой, la dânsul creasta, o leac de botox, mușchi cu steroid, cu sportzal și mai departe. Dar, într-adevăr, atunci eu cunosc unul vicedirector a serviciilor rusești, care l-a chemat pe Dodon la ambasada rusă și i-a spus că Dodon îi convinge atunci pe ruși că trebuie anticipate, că salvăm țara, să-l slăgim Plahotniuc pas. Și atunci l-a chemat cineva la ambasada rusă, el atunci o durnit, și i-a dat linia închisă să discute. Și Dodon nu m-a început să facă vrăjala asta, că trebuie anticipate, că ce și vrea el Plahă, într-adevăr. Și l-a spus, Igor, послушайте, пожалуйста, сюда. Сдал читат încă o dată, eu nu vreau să înjur. Если ты, пидор, не сделаешь коалицию с правыми, ну, asta e читат, я тебя лично задушу струной от гитары. Поэтому иди в парламент, бери этих курканчиков. Дичь, а тонча, дака руши напасал, ласал слобод, ел уфасеш, а муду дон креди, că el iarăși puteți să-i răzvădească. Numai că în situația asta, cum a terminat-o Plahă, când s-au șezat rușii cu americani și cu europeni într-o zi, și-au văzut, și Plahă băga la ruși, și băga la americani, și într-o zi tăți s-au luat, l-au împachetat și l-au penit, apoi Dodon a să nimerească în duhovcă mult mai repede ca Plahotniuc, și el astăzi crede că el, până la urmă, pe cineva să chidănească, el nu înțelege că Dodon nu de atâta că vreau usate, ori vreau cetățenii sau oșii care nu ochi să-l vadă. Pur și simplu, la americani, sărbătoarea Thanksgiving Day, din blagădărenie,
presupunerea prăjit un duhov ca nume curcan. Ei nu prăjesc un curcan, un an curcan, un alt cărlan, a treia de iep, a treilea an iep, și mai departe. Și să ții minte că cam la un Thanksgiving Day, numai că deasupra așa de și-a spui ruș, coleg de sare, coleg de chipier și mai departe. Dar asta e acum în vară, da? Această sărbătoare. Sau nu, mai. Ei, nu, ei e iarna și vor ghește. A, iarna? Da, iarna când e. Dar tu ce, vrei mai răbdări? A, nu, e ziua independenței la ei, da. În 4. Înțelegi? De asta, iată, aceste două lucruri care, nu tu îți dai seama, lăsăm la o parte, amu, și faci și Dodon, și faci și Drăgălin, dar mă doare altceva. Ei au discutat 10 minute și facem cu usate, iacă cu referendumul ăsta lui, în judecatul sat de Pască, știi, ce-ați faceți? Îi întreabă pe dâns. Așii care, deal de Serioja, o scris decizia, numai că o dată la cec spre executare, știi? Ca să nu putem organiza referendum pentru anticipare. Deci 10 minute au vorbit de usate, 10 minute au vorbit de Chicu, au mai vorbit vreo 10 minute care jurnaliști, blogeri, cum să-i tochească, cum să-i închidă, spun până în august și bă căpeț, asta pe bune, știi? Și două ceasuri, ei Gheorghe discută, cum coordonează Dodon dvijenile, care-i garanție că el participă și toate declarațiile lui, că îl vrei pe Stoianoglu, candidat independent, nu știu așa, adică asta, toate astea. Căruce, dacă primele persoane din țară se ocupă de asta, asta fix așa și am spus eu, joi, poate o leacă mai urât, despre faptul că doamna Sandu, președinte de țară, șede 4 ore în rând, în coadă la vamă, că să arăte că e de rând cu poporul și nu merge pe canal. Înseamnă că tu, doamna Sandu, ești președinte care n-are vopși ce faci. Președintele de țară n-are dreptul să aibă liber o oră, nu cu 4 ore. Înseamnă că ești președinte bezdelnic.